Școlile rămân deschise la Orhei, ceea ce înseamnă că elevii vor face ore cu prezența fizică. Este decizia Comisiei Locale de Sănătate Publică, despre care conducerea raionului spune că nu vine în contradicție cu cea a Comisiei Naționale Extraordinare, ci din contra o îmbunătățește. Mai mult, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, se arată nemulțumit de faptul că guvernarea nu a inițiat până acum nicio discuție cu autoritățile raionului. Potrivit președintelui de raion, pe raza Orheiului sunt 48 de instituții de învățământ, în 37 dintre care nu au fost atestate infectări. Însă, în cazul apariției acestora, vor fi luate măsuri. În cazul în care 40% din clasele școlilor vor intra în regim online din cauza faptului că se atestă cel puțin un caz de COVID în fiecare clasă, noi vom propune ca automat acea școală să intre în regim online. Astfel că deciziile luate de autoritățile de la Orhei nu sunt contradictorii celor de la nivel central, susține Dinu Țurcanu. Comisia raională vine să îmbunătățească, să ia specificul local a fiecărei instituții și vine să optimizeze și să arate grija într-un mod mai special față de fiecare instituție în parte. Dinu Țurcanu este de părere că situația la care s-a ajuns a fost provocată de lipsa de comunicare dintre autoritățile centrale și cele locale. El spune că primarii și președinții de raioane nu au fost niciodată convocați într-o ședință de guvern de către noua putere și a adăugat că ultima întrunire de acest fel a avut loc în mandatul lui Ion Chicu. Sunt absolut convins că dacă am fi avut ocazia să discutăm cu reprezentanții guvernului, nu s-ar fi ajuns în situația în care Comisia Raională Sănătate Publică să ia, să spunem așa, unele decizii care, în opinia celor care astăzi conduc țara, vin în contradicții. Contactat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, a declarat că CNSP ia decizii fără a se consulta cu autoritățile locale încă de la începutul pandemiei și explică de ce. Totuși, șefii de raioane nu sunt medici, nu sunt epidemiologi, ca să poată să vină cu cele mai indicate recomandări în cazul unei situații de pandemie. Faptul că acum nu s-a comunicat la direct cu șeful de raion este doar o scuză cu care dumnealui a ieșit. De asemenea, președintele raionului Orhei a menționat că guvernarea ar trebui să-și asume, în afară de restricții epidemiologice, și asigurări sociale pentru toți. Nu înțeleg cum cele 5.000 de familii care astăzi nu ar fi trebuit să iasă la servici de pe raza raionului Orhei, în ce situație le vom pune atunci când vor fi nevoite să-și achite facturile și așa crescând în fiecare zi. În context, guvernul a anunțat zilele trecute că părinții care vor fi nevoiți să stea acasă cu copiii începând cu 24 ianuarie din cauza trecerii la învățământul online vor beneficia de o indemnizație lunară de până la 4.050 de lei. Prevederea este valabilă însă doar pentru un părinte. Într-o altă ordine de idei, Comisia Teritorială de Sănătate Publică Orhei a mai permis organizarea de evenimente private, activitatea zonelor de agrement și parcurilor de distracție, întrunirile publice cu respectarea tuturor normelor antipandemice. În acest context, Inspectoratul General de Poliție a inițiat o investigație și a solicitat convocarea repetată a Comisiei Teritoriale Orhei pentru ca aceasta să-și revadă ultima decizie și să se conformeze celei luate de autoritățile centrale.